Așa ți-am zis, sunt seriile de acum care am luat premiul ăsta în 95. Am luat un premiu și... Mai am dreptul să particip la concursul ăsta încă o dată. Și ziceam, aproape de pensie, mai dau o dată, poate mai câștig o dată, înțelegi? Atunci am niște bani să mă bucur de primii ani de pensie, să mai ieși eu pe undeva. Că pensia mea va fi destul de mică. Că n-am decât 12 ani de lucru aici. Și nu știu, eventual, cu aia din țară, dar aia nu cred că o să fie prea mare. Dacă mă duc, eu am acolo 21 de ani de lucru. În Amsterdam trăiește din 1992 Eugen Gondi, probabil cel mai important baterist din jazzul românesc al anilor 70-80. Zilnic, în nordul metropolei olandeze, timișoreanul vine de la muncă spre atelierul de creație, unde are instalat și setul de tobe. Deși în România ajunge din ce în ce mai greu, amintirile sale cu cântec pun cărămiz la istoria muzicii românești. Mai întâi în alb și negru, vorbind de prima sa dragoste. Și a doua. Duminica, când mă duceam la biserică, era o grădină de vară în fața bodegii, unde era o trupă care cânta. Și căscam acolo la toboșa și eram absolut mesmerizat, ca să zic așa, de toboșar, pe care îl chema Piști, să-l țin minte și acum, numele lui. Și asta a fost primul meu contact cu o trupă live. Deci, aveam vreo 12 ani. Și a fost prima mare iubire a fost, de fapt, muzica și, tobele, în special ca instrument. Iar mai încolo, pe la 13 ani jumate, 14 ani, am luat contact și cu arta plastică, să zic că am văzut un... După aceea a fost colegul meu mai mare într-un parc acolo, făcea peisaj și asta m-a cucerit. În orașul Rozelor, jazzul a înflorit din anii 60. Coleg de bancă la Liceul de Arte Plastice cu Nicolae Covaci, Eugen Gondi a asistat ca baterist nașterea trupei Phoenix, numită atunci Sfinții. Jazzul însă l-a acaparat, în primul rând prin clubul de profil care exista pe Bega. Iată imagini de la un concert la Casa Studenților din Timișoara. Prima mea piesă de jazz pe care am învățat a fost de la Zump sau Robby Teufel, era acordeonist de fapt, care cânta și la pian, dar era cunoscut în țară mai mult ca acordeonist. Și prima mea piesă a fost Lady Be Good, pe care m-a învățat să o cânt și după aceea Take Five, o piesă în 5 pătrimi. Și am mai cântat cu Bebe Jivănescu, un prieten foarte bun de-a meu, care era și, botezat ca Vaporul, fiindcă era primul din țară care îl iubea pe Coltrane și cânta puțin a la John Coltrane. Și toți îi ziceau, mă, sună parcă ai fi un vapor. Iar în Timișoara erau foarte mult. Cu Paul Weiner am făcut prima formație de trio și am cântat un jazz destul de modern pe vremea aceea, a la Monk, ca să zic, Thelonious Monk, și după aceea am început să facem free jazz. Imagini de pe genericul emisiunii Zigzag a televiziunii române, în care este de observat și celebrul Cornel Chiriac, care a dus trioul timișorean Free Jazz în primul platou de filmări din strada Molière. În 69-70, Eugen Gondi respira ambianța primelor două festivaluri de jazz de la Ploiești. După prima sa înregistrare audio, efectuată cu concitadinul Richard Oșanițchi, în același an 70 ajunge la București. Cred că în 70, după ce m-am căsătorit, mi-am făcut un film de desen animat la Clubul CFR în Timișoara, care a luat un premiu la un festival de național de amatori și
m-a chemat Gopo, care era șeful comisiei, să pun pe 35 de milimetri la Anima Film. Și m-am dus și am pus pe 35 de milimetri și am câștigat o groază de bani. Numai scenariul m-a plăstit pe vremea aceea cu 12.000 de lei. A fost pentru mine o sumă imensă. Angajat la Anima Film, Gondi ajunge imediat și la celebrul club de jazz de la Casa Studenților Zisă Preoteasa. Oșanițchi l-a prezentat celebrului pianist Ian Cichioroș. Cu prietenul Marius Pop, Dan Mândrilă și Johnny Răducanu, tânărul baterist formează Quartetul București, transformat în quintet prin sosirea lui Ștefan Berindei. Începe ascensiunea, fulminantă, cu succese de nivel european. Am fost peste hotare, am fost la Ljubljana la festival, am fost în Ceoslovacia, am fost de două ori, am fost în Ungaria și am fost în San Sebastian, în Spania, a doua oară, în formația de quintet, că prima oară Johnny n-a primit viză și am plecat, am făcut o formulă de trio cu Marius Pop și cu Bogdan Cavadia, care era la Buftea inginer de sunet pe vremea aceea, de el cânta la contrabas. Și am făcut un trio și ne-am prezentat la festivalul de amatori din San Sebastian, în Spania. Și acolo am luat locul 2, medalia de argint, și cu dreptul de a concura anul care urma. Anul următor, în formulă completă, grupul București a fost descalificat, considerându-se că Dan Mândrilă era un profesionist prin înregistrarea celebrului dublu concert cu Oșanițchi, dar au cântat pe scena americanilor. O emulație culturală nemaipomenită pe vremea aceea, până la Revoluția Culturală, după întoarcerea lui Ceaușescu din China. Atunci erau o groază de cafenele boeme, pe vremea aceea am cunoscut pe Mirel Zanfirescu, pe Sorin Dumitrescu, pe Ștefan Câlțea, cu care a fost și coleg de liceu, înțelegi, în Timișoara. Era toată gașca asta de pictori buni, pe Naghiu, care scria teatru pe vremea aia, nu știu dacă mai scrie acum, Paul Cornel Chitic, Constantin Radu Maria, Țuțea ieșese chiar din pușcărie. Cum să spun, erau niște seri minunate. Și iar cu Țuțea ne-am întâlnit la Podul Izvor în fiecare, cum zicem, în fiecare săptămână de două ori. Aura Olzicianu a venit din America la București și a venit cu bărbatul ei, Ron Rulli, la o invitație pentru un concert la sala Palatului, așa se numește, la sala Palatului, și a făcut repetiții la Electrecord cu Quintetul București, în care și eu am cântat, cred eu, 4 sau 5 piese, și în rest a cântat Ron Rulli, după care am făcut un turneu prin țară în formula asta.
filmare târzie cu un grup timișorean, însă până aici trebuie menționată păstrarea colaborării cu pianiștii Concitadino Oșanițchi și Weiner, cu acesta din urmă participând cu mare succes la festivalul de la Praga. După încă o apariție pe aceeași scenă cu Cvintetul București, lui Eugenii se înneacă dintr-o dată mai toate corăbile. Am avut probleme cu securitatea. Fiindcă cineva din grupul cu care eram, înțelege, ne-a reclamat la securitate, în care, din grupul ăla, eu trebuia să compun imnul țării. Țin minte și acum că eram, cum îi zice, birou, era vis-a-vis de Casa Ofițerilor, pe 6 martie, pe o străduță așa, nu știu cum se numea străduța aia acolo, și țin minte, au ținut acolo 2 ore jumate, nimeni n-a venit. Pe urmă a venit un colonel, trandafir sau așa ceva, îl chema. Și a trebuit să dau o declarație acolo, și am dat declarație, m-am dus la slujbă înapoi și n-am mai avut voie să fac nimic, nici film, nici aia, nici după aceea a fost. Și m-am întors la Timișoara. Anii 80 au fost petrecuți aparent la Timișoara în postura de profesor de percuție la Școala Populară de Artă. În fapt, numai acasă n-a stat Gondi cântând pe toate scenele de jazz din țară, alături de spuma muzicienilor români, în primul rând la festivalurile de la Sibiu și Costinești. În paralel, lucra și expunea artă plastică în atelier. Revoluția m-a prins în Timișoara. Eram pe stradă, am făcut pichete, am închis, cum îi zice, străzile acolo. Mama ne făcea sandwich-uri noaptea și aducea ceai cald. Și am luat toată treaba foarte serios acolo. Și am văzut cu ochii mei când au fost împușcați pe tinerii aia de pe treptele bisericii ortodoxe acolo și au vrut să intre în biserică și popii au închis porțile bisericii. A fost groaznic. Și după aceea am văzut o groază de eroic a revoluției pe care nici nu am văzut pe stradă și știu că toți au stat prin casă nebuniți de frică și nu știu ce și după revoluție au apărut ca ciupercile. Înțelegi? În 1992, Eugen ajunsese în impas cu viața personală. Trezindu-se peste noapte singur, lasă totul în urmă și pornește înainte. Nu singur, ci alături de o soție olandeză. Învață să vorbească de la desene animate și de la o școală de cartier. Face orice ca să-și întrețină atelierul, unde uneori expune, alteori cântă. Actuala mea nevastă am trimit-o la Timișoara. Ea a venit cu ajutoarele imediat, prima săptămână după Revoluție. Și ea este ex-nevasta unui amic de-al meu, cu care a fost căsătorită 4 ani, care era inginerul de sunet al formației Phoenix. Și mi era căzut cu troc atunci, că era și o perioadă învolburată. Și m-am îndrăgostit cu ea, am venit aici 3 luni de zile să vadă că din partea ei a fost o chestie serioasă. M-am dus și am divorțat. Am lăsat tot acolo, casă, absolut tot și am venit cu câteva lucrări, desene. Am venit aici și am luat-o de la capăt. Și n-a fost ușor. Dar știi cum e, când ești îndrăgostit, totul este roz. Muzica este de astea, partea aia în care mă duc în 7.
ceapăra și cântă patra patra. Eu fac ceapăra la tobe. Cum să fie muzica în Olanda? Foarte diversă. Sunt îngrozitor de foarte mulți, cu foarte mulți muzicanți foarte buni. Piața este mică, e greu să trăiești din muzică, e greu să trăiești din pictură. Eu am avut un noroc în 95, am luat un premiu, ți-am zis, de 57.000 și am putut să-mi fac, să-mi închiriez spațiul ăsta și să-mi antifonez acolo și să-mi cumpăr scule. Și în 2 ani am rămas fără nimic. Atmosfera olandeză i s-a părut de la început relaxată, un pic medievală. Olandezii și-au aprins paie în cap în Europa cu atitudinea față de droguri, prostituție, eutanasie. Gondi conchide despre felul lor de a fi că rimează cu acordarea unei a doua șanse, chiar și pentru cel care a omorât. Am avut 4 ani în grijă de un... un teren de tenis unde aveam 4 dușuri, 4 toalete, toate să le fac curat, făceam curățenia la oameni acasă, oameni bătrâni acasă, ca să pot să câștig existența, după care s-a evit posibilitatea de concurs la Rijksmuseum și am dat o probă de o săptămână acolo și am luat în sfârșit o slujbă de restaurator la Muzeul Regal, Rijksmuseum, este cunoscut în întreaga lume. De fapt, este muzeul cu M mare aici în Olanda. Și acolo lucrez de 12 ani de zile. Și marea calitate care o ai având o slujbă este că poți să-ți permiți să nu depinzi de piață, nici în lucrările de artă plastică și nici de muzică. Am scos un disc cu Curtis Clark, un pianist american, și cu o formație de venituri, că aici sunt clare trupele de venituri și trupele autohtone. Înțelegi? Și din trupa asta de venituri era un trompetist australian, un tenorist din Canada, un american la pian, un român la tobe și un basist olandez. Și a luat în revista de specialitate 4 stele, ceea ce nu e rău. Și pe baza, eu am funcționat și quintetul ăsta al lui Curtis Clark și mai avea și un trio, un alt basist cu un basist din Tel Aviv. Și cu ăștia mai mergeam pe la festivaluri și mai cântam, mai câștigam un ban. Și în rest, cum spun, mentalitatea olandeză sau mentalitatea vestică este total alta. Aici tot timpul trebuie să prestezi. Cum nu prestezi, salut! Expozițiile lui Eugen sunt interactive. Ele angajează privitorul în mod direct. Uneori combină și muzica într-un one-man show care să-l țină pe spectator departe de plictiseală, de indiferență.
Sunt mai multe lucrări aici, cum să spun, ai o serie, spre exemplu, asta e o lucrare aici, asta e o lucrare, asta e altă lucrare, asta e altă lucrare, asta e altă lucrare, altă lucrare, deci... Și asta sunt, eu nu mai cred în chestia asta de lucrări pe pereți, înțeles, așa. Eu cred mult mai mult, de exemplu, acum când noi stăm de vorbă și într-o situație de viață adevărată, care pe mine mă emoționează de 10 ori mai tare decât orice atârnă pe perete în lumea asta. Cu 2 ani înainte de pensie, Gondi se încăpățânează să nu practice arta pentru a o vinde. Deși n-a avut niciodată drept la subsidii, precum artiștii olandezi, s-a întreținut din munca de restaurare de la muzeu. Iar acolo se bucură de colegi extraordinari, nemai vorbind de obiectele frumoase între care muncește. Când vin de la slujbă, ajung pe la ora 6 aici, că lucrez de la 8:30 până la ora 5. Ajung pe la ora 6 fără un sfert. Zilnic și mă întind puțin mai acolo, mai încolo am așa o saltare relax, ascult puțină muzică și după aceea mă apuc de lucru cu partea de artă plastică și cu muzică la fel. Am un laptop și am piese acolo pe care le acompaniez. Să mai întăresc timing-ul și lucrurile noi pe care vreau să le mai acumulez și cu odată cu bătrânețea, cam trebuie să le freci mult, înțelegi, că le uiți repede. Seara mă duc pe la 10:30 acasă, o trezesc pe nevastă mea, ea se duce la lucru, mai stăm puțin la o șuietă de 20 de minute, ea se duce la lucru, eu mă duc la culcare. Dimineața mă scol la ora 5 dimineața, fiindcă eu sunt bucătarul șef de 18 ani de zile, eu fac mâncare, că asta e emanciparea olandeză, gagicii olandeze, să zic așa, ea e cu... Dar și asta e foarte, spun, foarte bine făcută. Mie îmi place să fac mâncare, să-mi exercit gustul meu și asupra bucătăriei, să zic așa, iar nevastă mea este nerăbdătoare din fire, de-aia lucrează și la spitalul de urgență, că nu este o... femeie care să aibă grijă de un bolnav 3 zile, acum e ceva, acum intervine, acum m-a salvat și văd rezultatul muncii mele rapid de tot. Și așa e și acasă. Acum e murdărie, curăț, spăl și văd rezultatul imediat. Deci acasă ea cu asta se ocupă, cu făcutul curățenie în casă, cu grădina, cu spălatul, cu asta, care dau rezultat. Nu mâncare. Acolo trebuie mai mult. Și ia timp, da. Da, cam asta e.